Discutăm cu Cristian Băcanu, candidatul PNL la primăria sectorului 5. Bună ziua, domnule Băcanu, bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Spuneți-ne, în primul rând, care este planul dumneavoastră pentru sectorul 5? Planul pentru sectorul 5 e unul simplu. Să transformăm un sector care a fost căpușat efectiv de către niște mafioți care s-au deghizat în politruci, pentru că nici măcar politicieni nu pot fi numiți, că nu s-au deghizat bine, să transformăm acest sector într-un sector normal din București. Într-un sector unde oamenii să aibă o viață normală, unde spațiile verzi sunt verzi, nu galbene, unde drumurile nu sunt pline de gropi, unde gunoiul este colectat la timp de către serviciul de salubritate, unde banii nu sunt risipiți în administrația publică locală, unde putem atrage fonduri europene, unde avem anvelopări de blocuri, proiecte concrete pentru un sector normal. Spuneți-ne primele trei lucruri care vă vin în minte, care ar trebui schimbate cât de repede în sectorul 5 și pe care le veți schimba în cazul în care veți fi votat primar. Salubrizare, spații verzi și infrastructură rutieră. Adică străzile dintre blocuri, străzile altele decât cele principale care țin de primăria generală, unde circulă STB-ul. Am văzut că sunt foarte multe lucruri despre care trebuie să vorbesc. Trebuie să vorbesc despre educația profesională, trebuie să vorbesc despre programe sociale. Trebuie să vă spun că e greu ca în sectorul 5 să vorbești despre trei priorități, pentru că în realitate ai nevoie și de debirocratizare și de respectarea termenilor prevăzute de lege la autorizare. Adică lucrurile sunt atât de mult rămase în urmă în sectorul 5, încât e aproape imposibil să te limitezi la trei puncte. Am văzut că ați ieșit destul de des să vorbiți cu locuitorii sectorului 5, cel puțin în ultima lună. Care au fost nemulțumirile pe care vi le-au transmis și cum plănuiți să le rezolvați? Eu ies aproape în fiecare zi să vorbesc cu cetățenii din sectorul 5, uneori chiar și de mai multe ori pe zi. Sunt foarte, foarte multe nemulțumiri. Vă spun sincer, cetățenii sunt pur și simplu exasperați de lipsa de interes a actualei administrației. S-au săturat. Oamenii s-au săturat, îmi spun majoritatea lor, lumea ajunge, nu mai vreau așa, vreau și eu o viață normală. Sunt foarte mulți care se plâng de lipsa spațiilor verzi, sunt foarte mulți oameni care se plâng iarăși de lipsa de curățenie din sectorul 5. Este o problemă sistemică a sectorului 5. Sunt foarte mulți oameni care se plâng de faptul că sunt gropi neasaltate de ani de zile. Sunt oameni care spun, dom'le, nu pot să-mi fac piața cum trebuie în sectorul 5. Starea piețelor din sectorul 5 nu este în regulă. Adică piața, vă dau un exemplu, piața Rahova, care mult timp a fost cea mai ieftină piață din București, a stat 3 ani de zile într-un cort, primăria plătea cam 30.000 de euro pe lună pentru acel cort chirie, adică 1.000.000 de euro în 3 ani de zile, vă dați seama. Cu banii aia se putea construi o piață nouă, probabil, sau puteau cumpăra vreo 20 de corturi. Iar acum a fost în scop electoral redeschisă piața Rahova, fără să existe autorizație de funcționare pentru piața Rahova, iar la două zile după ce au deschis-o, a căzut tavanul. Adică lucrurile nu sunt în regulă. Piața Ferentari, de pildă. La piața Ferentari se plătește chirie pe un cort de 10.000 de euro, 10.000 de euro chirie pentru un cort, unde sunt două tarabe, un singur comerciant. Adică administrația actuală își bate joc de banul public și nu face proiecte concrete pentru cetățeni. N-are o viziune, n-are interes. Primarul ăsta nici măcar nu iese în stradă să te de vorbă cu oamenii, să-i întrebe pe voi ce vă doare. Spuneți un pic ce ar însemna pentru sectorul 5 proiectul anunțat de Nicu Șordan al unui metrou de suprafață. Cum vedeți că ar fi integrat în sectorul 5 acest metrou și cum i-ar deservi cetățenilor? Vă spun sincer, o problemă reală pentru sectorul 5 este lipsa posibilității de a avea mobilitate urbană reală. Adică din sectorul 5 e greu să ajungi în sectorul 1. Adică ai două linii de tramvai, vorbim de exemplu de tramvaiul 32. Astăzi, de pildă, am fost și am stat de vorbă cu oamenii care circulau cu tramvaiul 32. Oamenii merg cu tramvaiul 32, care de regulă nu oferă condiții de viață civilizate. Majoritatea vagoanelor mai au un pic și se descompun, adică sunt ruginite, sunt insalubre. Vă dați seama dacă în aceste condiții administrația publică locală, de la nivelul municipiului București, investește într-o linie care să-i ducă pe oameni din sectorul 5 tocmai până în sectorul 2, adică să traverseze Bucureștiul de la un cap la altul,
se nasc niște oportunități pentru dezvoltarea economică, pentru locuri de muncă. Vă dați seama, e greu să investești într-un loc în care nu ai căi de acces. Lucrurile se leagă, pentru că eu îmi propun să dezvoltăm economic sectorul 5. Nu mai putem să acceptăm că sectorul 5 e cel mai sărac. De ce e cel mai sărac? În sectorul 5 sunt oameni ca în toate celelalte sectoare. În sectorul 5 sunt oportunități la fel ca în toate celelalte sectoare. Este totuși capitala României, capitala unui stat membru UE și PIB-ul Bucureștiului e la 144% din media UE. Adică, de ce să accepți că ești sărac? Nu poți să accepți așa ceva. Vorbeați într-o postare pe Facebook despre un sector smart. Explicați un pic ce înseamnă asta și cum există fonduri pentru a realiza acest plan de un sector 5 smart? Cu siguranță se vor găsi fonduri și vă dau un exemplu. Vom putea realoca fondurile pe care până acum administrația le irosea practic pentru tot felul de linii de dezvoltare și în plus ne propunem să atragem fonduri europene pentru mai multe direcții de dezvoltare, de exemplu pe regenerare urbană, pe eficiență energetică și atunci poți să investești și în partea aceasta de digitalizare și de birocratizare pentru că faci rost de bani. Ce înseamnă un sector smart? Înseamnă un sector unde să ai o primărie care să funcționeze cu foarte multe procese digitalizate, de exemplu. O primărie care să-ți elibereze certificatul de urbanism digital, o primărie care să aibă o registratură funcțională digitală, o primărie unde să nu mai stai toată ziua la cozi sau administrație a taxelor și impozitelor locale, unde să nu fii nevoit să stai la cozi. O comunitate, dacă vreți, unde poți să-ți rezervi locul de parcare online, să ai o hartă a locurilor de parcare și să-ți rezervi locul de parcare online și să plătești cu cardul. Să nu trebuiască să te mai duci să stai la coadă, la nu știu ce ghișeu, unde după o zi de așteptare în căldură constați că ți-a lipsit o hârtie și te întorci acasă și să vii a doua zi. Adică sunt lucruri care se fac. Deja în anumite comunități din România există exemple numeroase. Nu reinventăm roata sau apa caldă. Sunt lucruri care se pot face. Trebuie doar intenție și muncă. Adică trebuie să-ți dorești să faci lucruri pentru cetățeni și să muncești în scopul ăsta. Sectorul 5 a fost mult timp considerat cel mai murdar din București. Ați vorbit și dumneavoastră mai devreme de această problemă. Acum cred că concurează un pic și sectorul 2 la acest capitol, dar care sunt soluțiile pentru sectorul 5 la capitolul curățenie? Păi, în primul rând, trebuie să vedem de ce firma înființată de către administrația publică locală din sectorul 5 nu prestează serviciile la calitatea dorită de către cetățeni, la o calitate normală, dacă vreți. Pentru că e clar că avem, de exemplu, următoarea situație în sectorul 5. Avem toate cele mașini, vehicule achiziționate de către primar, inscripționate cu numele primarului, acel hashtag de fe celebru, pentru că dumnealui își face campanie publică din bani, campanie electorală, îmi cer scuze, din bani publici, și ele se plimbă pe străzi, dar nu-și fac neapărat treaba. Dacă mergeți și stați pe străzi în sectorul 5, o să observați următorul fenomen. Vedeți aceste mașini care ar trebui să meargă încet, să spele, să aspire praful, să meargă pe străzile dintre blocuri, să colecteze deșeuri. Ele merg cu 40-50 de km pe oră pe bulevard, pe o arteră principală. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că ele trebuie să fie văzute de un număr cât mai mare de oameni. Asta e ordinul pe care probabil actualul primar l-a dat, ca oamenii să vadă Dan Florea, acel hashtag de fe. Nu-și fac treaba. Îmi povesteau niște cetățeni că la ei pe stradă trec în viteză, nici nu opresc mașinile de ridicat gunoi. Deci va trebui în primul rând să oprim toată această mascaradă cu campania electorală realizată prin asocierea numelui primarului cu mașinile de gunoi. Așa? Și să folosim aceste resurse la valoare optimă. Pe urmă, va trebui să facem o evaluare, să vedem dacă avem suficiente resurse în această societate și dacă se impune ca pe anumite zone, de pildă, să contractăm firme din exterior, să căutăm soluții, să avem grijă ca toate străzile să fie curate, ca acolo unde nu sunt suficiente tomberoane să aducem tomberoane, acolo unde nu sunt golite la timp să fie golite la timp, să avem controlul calității acestui serviciu, pentru că degeaba trimis mașinile pe teren cu oameni, dacă nu vine cineva în spate să controleze, să ai o linie unde oamenii se poată sesiza dacă lucrurile nu sunt în regulă, iar și vorbesc despre măsuri normale, nu e ceva foarte complicat.
Care credeți că au fost principalele greșeli în gestionarea sectorului până acum, făcute de către actualul primar? Mi-e greu să vă spun unde se termină incompetența actualei administrații și unde începe pungășia, dacă vreți. E greu de spus, pentru că dacă urmărești cu atenție actul de administrare, vezi că în foarte multe cazuri fondurile nu au fost cheltuite corect, cu respectarea legii sau, știu eu, în mod eficient. S-au cheltuit bani pe tot felul de povești, de exemplu acele cuburi roșii, DFE, care sunt plantate peste tot în sector, care au costat 200.000 de lei. Asociațiile afiliate partidului din care aparține primarul, de la grupul de acțiune locală, GAL-ul sectorului 5, care încasează niște sume. Ați văzut, sunt sumele încasate corect, nu sunt încasate corect. Sunt tot felul de situații din acestea. Practic, ce să vă spun, lucrurile sunt simple. Actuala administrație, în 4 ani de zile, n-a fost deloc interesată, din punctul meu de vedere, de viața cetățenilor din sector. Adică, nici nu, toată administrația e greșită. Tot ce s-a întâmplat în 4 ani, aproape tot ce s-a întâmplat e greșit. Care este planul noastră pentru spațiile verzi din sector? Ați menționat mai devreme că lipsesc în sectorul 5 și că ar fi nevoie. Cum, unde le vedeți amplasate, pe ce terenuri și cam în cât timp ar fi gata? Pentru sectorul 5 sunt următoarele soluții. În primul rând, trebuie să avem grijă ca parcurile existente să fie în mod corect administrate. Vă dau un exemplu. Sunt foarte multe terenuri verzi în aceste parcuri unde există instalații de irigare care nu funcționează. În parcul Pecineaga, de exemplu, sunt aspersoare montate. Nu funcționează. Pământul este uscat tare ca piatra, iarba aproape că nu mai există. Deci trebuie văzut ce s-a întâmplat acolo. Trebuie folosite irigații, că degeaba vii tu și plantezi gazon în fiecare an, plătești banul public și o faci într-un mod ineficient, pentru că nu îngrijești acea iarbă și ea în 2-3 săptămâni se usucă. Deci trebuie să angajăm peisagiști, trebuie să folosim serviciile unor specialiști în astfel de chestiuni. Eu nu mă pricep la spații verzi, la, știu eu, la plante, eu sunt avocat. Nici nu pretind că ar trebui să mă pricep, dar trebuie să apelăm la serviciile unor oameni care asta au studiat și au făcut toată viața. Pe urmă, după ce am terminat acest subiect și ne-am asigurat că toate parcurile sunt în regulă, trebuie să identificăm și spațiile verzi existente în sectorul 5 care au fost pur și simplu uitate. Există o sumedenie de astfel de scoaruri, de locuri care ar putea fi folosite pentru înverzirea sectorului și care în momentul ăsta sunt abandonate. Vă dau un exemplu și este un exemplu foarte relevant. În spatele stației de metrou de la Eroii Revoluției, în fața școlii generale Principesa Margareta, este un parc destul de mare. Acolo nu există iarbă, sunt niște garduri, este complet neamenajat. Când te duci în parcul ăla, ai impresia că te-ai întors 30 de ani în urmă, undeva în anii 90, așa arătau toate parcurile în anii 90. Mă uitam la grădinile din jurul blocurilor, sunt garduri, peste garduri instalate, oamenii nu pot intra. Nimeni n-a avut grijă de spațiile acestea. Trebuie să fie fructificate. În ceea ce privește un parc de un parc mare, un parc serios, pentru că parcurile din sectorul 5 sunt destul de mici, chiar și parcul Sebastian e un parc mic, nu e un parc foarte mare. Eu cred că sectorul 5 ar avea nevoie de un astfel de parc și lucrul acesta poate fi făcut în parteneria cu Primăria Generală. Și atunci e foarte important ca oamenii când merg la vot să aleagă o echipă. Echipa Nicușor, dar Primăria Generală, Cristian Băcanu, Primăria Sector 5, pentru că se pot face lucruri în echipă. Vă explic de ce. Este acel teren din zona antiiriană de 110 hectare. Este un teren care are, din punct de vedere urbanistic, destinația de spațiu verde, parc forestier. El poate fi transformat în parc. De altfel, legea ne interzice să facem orice altceva pe acel teren, că fostul primar voia să facă niște blocuri acolo. N-ai cum să faci, legea nu-ți permite așa ceva. Nu poți să schimbi destinația unui spațiu verde în curs construcții, de pildă. Iar acolo se poate face un parc. Și am discutat despre acest proiect cu Nicușor Dan, care a fost de acord. Acolo ar trebui construit un parc. Ce planuri aveți pentru școlile, profesorii și elevii din sectorul 5? În primul rând, primul lucru pe care cred eu că trebuie să-l facem în sectorul 5 este să aducem
să scoatem sistemul educațional din starea de avarie în care se află astăzi. Vedeți, actuala administrație publică locală nu a reușit să deschidă toate școlile, tot vorbim că azi e prima zi de școală, n-a reușit, adică am plan și foto din vreo 7 unități de învățământ unde lucrurile nu arată deloc bine. După ce școala s-a oprit, cred în martie, nu a fost ultima zi de școală, actualul primar n-a făcut nimic și a dat un ordin de începere a unor lucrări de renovare în școlile acestea acum, în septembrie, în august, și copiii nu pot merge la școală. Și ceva este de nepermis, adică e de o incompetență ieșită din comun. Ai avut jumătate de an la dispoziție și tu începi renovările în septembrie sau în august. Nu se poate așa ceva. E pur și simplu strigător la cer. Oamenii pe stradă vin și îmi spun, dom'le, faceți ceva, trebuie deschise școli. Deci ăsta e primul pas. Al doilea pas este să investim în infrastructura școlară, acolo unde este nevoie. Sunt școli care arată mai bine, școli care au nevoie de investiții. Va trebui să facem o evaluare și să prioritizăm. Proiectele trebuie prioritizate. Dar eu cred că e foarte important să vorbim, de exemplu, despre învățământul dual, care lipsește cu desăvârșire azi în sectorul 5. Pentru că va trebui să avem grijă ca și cei care provin dintr-o pătură a societății defavorizată, să spunem, să aibă acces la un loc de muncă stabil, cu contract de muncă. Sunt foarte mulți oameni în sectorul 5 care muncesc azilieri și n-au o stabilitate, n-au asigurări sociale, n-au asigurare medicală. Lucrurile astea trebuie schimbate și trebuie să-i ajutăm pe oamenii aceștia. Apoi, sigur, trebuie să mai vorbim și despre un plan de a educa pe tinerii din această zonă prin sport, de exemplu. Ne gândim la o școală sportivă. Există soluții și inclusiv ne dorim să atragem fonduri europene pe partea de educație. Sectorul 5 e un pic, nu știu dacă ciudat este cuvântul, pentru că înglobează atât zone bogate, cum ar fi Bogată Mai, înstărite, cum ar fi Cotroceniul, dar și zone foarte defavorizate, precum Ferentariu. Aveți în plan să reduceți cumva decalajul acesta? Planul meu este să dezvoltăm economic sectorul 5. Chiar săptămâna trecută am avut o dezbatere cu o comunitate importantă din zona Cotroceni și să știți că și oamenii de acolo, din Cotroceni, suferă destul de mult. Sigur, poate nu au aceleași probleme ca și cetățenii din Ferentari, dar suferă. Odată ce, de pildă, vom avea un metrou ușor, odată ce investim în învățământul profesional, să știți că și zonele acestea mai sărace vor avea acces la altfel de locuri de muncă. Mai mult decât atât, dacă mediul de afaceri simte că are un partener de discuție pe principii corecte, cu respectarea legii întotdeauna, în administrația publică locală, atunci eu cred că vom avea investiții și în sectorul 5. Să știți că în sectorul 5 există foarte multe terenuri care nu sunt folosite, foste fabrici. Sunt locuri unde se pot dezvolta investiții, dar este necesar ca investitorii, ca, știu eu, companiile, să simtă că nu sunt pur și simplu exfoliați, căpușați de către administrația publică locală, că n-au ușile închise acolo. Dacă reușim să facem toate aceste lucruri, atunci viața oamenilor se va schimba în bine și cred eu că se va schimba peste tot în bine. În Cotroceni, de pildă, oamenii sunt nemulțumiți că apar blocuri între case. Sunt nemulțumiți că străzile sunt sparte. Sunt nemulțumiți că parcul Romnicianu este neîngrijit. Deci să ne ocupăm de tot sectorul și să nu ne gândim că oamenii din Cotroceni o duc foarte bine și oamenii din Ferentari o duc foarte rău. Deci să ne ocupăm de toată lumea și să identificăm proiectele de care fiecare zonă are nevoie. Trăiți o situație excepțională, să-i spunem așa, o campanie în pandemie. Cum ați resimțit-o până acum? Campania în pandemie este o campanie grea. Este o campanie grea, în primul rând, pentru că trebuie să ai grijă de cei din jurul tău. Eu, într-o acțiune de campanie, interacționez cu câteva sute de oameni. Trebuie să am grijă că păstrez distanța față de cei oameni, trebuie să am grijă să port mască, iar oamenii nu mă recunosc atunci când port mască, dar eu nu pot să-mi o dau jos. Trebuie să am grijă că nu dau mâna cu oamenii care mi întind mâna, pentru că eu dacă aș da mâna cu fiecare, la sfârșitul zilei am dat mâna cu 50 de oameni și dacă unul dintre ei era infectat cu COVID, atunci e posibil să fi transmis mai departe, chiar dacă eu imediat după ce am plecat m-am spălat pe mâini. Deci e o campanie grea, e dificil să stai în căldura asta, în stradă, cu masca pe față.
Și ce mi se pare mai greu este că unii oameni nu cred, încă nu cred, sunt puțini, dar sunt oameni care nu cred în existența virusului și tratează lucrurile ușor și asta e păcat. Spuneți-ne, vă rog, puțin și despre proiectele noastre până acum și ce v-a determinat să candidați pentru primărie? Păi, eu până acum am fost avocat, până în 2019 am fost avocat și am fost un avocat care a identificat cele mai mari satisfacții în zona de cazuri pro bono, dacă vreți. Lucram cu companii, cu corporații, dar cea mai mare satisfacție am regăsit-o atunci când am putut salva viața unor oameni cu niște dosare pe care le-am câștigat în instanță. Întotdeauna am simțit cumva nevoia de a mă implica la nivelul societății. Eu am intrat în politică în 2017, după vestita ordonanță 13 și după ce am înghețat niște săptămâni în Piața Victoriei și mi-am spus atunci că aș putea să fac mult mai multe din interiorul sistemului politic cu expertiza mea decât în calitate de protestatar. Bine, adevărat, am mai protestat după aceea, am aprins și 10 august în piață, am inhalat niște gaze. Cât despre primărie, să știți că o primărie e locul unde poți să schimbi cel mai mult în bine viața unor cetățeni. Dacă îți dorești să lași ceva în urmă, dacă îți dorești să schimbi o comunitate în bine, să îmbunătățești traiul oamenilor, într-o primărie poți să faci lucrul ăsta cel mai ușor. Pentru că acolo lucrezi direct cu oamenii și ai acces la servicii care satisfac nevoile cetățenilor. Știu eu, de la salubrizare, la spații verzi, la educație, la servicii sociale, programe prin care să-i ajutăm pe copiii care vin într-o anumită zonă să aibă acces la educație. Sunt exemple care îmi vin acum în minte. Deci, o primărie te ajută să faci lucrul ăsta. Apoi, dacă vorbim despre sectorul 5, eu nu mai vreau să aud că există aceste probleme în capitala României. Mi se pare că e corect să-ți propui să închizi niște probleme, să pui capăt unor probleme care s-au perpetuat zeci de ani sub o administrație care efectiv și-a bătut joc de oameni și de banii cetățenilor. Pe final, vă rog să le spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul sectorului 5. Îmi doresc să fiu primarul sectorului 5 pentru că îmi doresc să schimb ceva și locul în care putem cu adevărat schimba lucrurile din rădăcini este sectorul 5, un loc în care administrația aceeași în ultimii 20 de ani efectiv și-a bătut joc de cetățeni. Acolo unde sunt cele mai mari probleme în comunitate, cred eu că sunt și cele mai mari oportunități în comunitate. În sectorul 5 putem schimba lucrurile și să știți că lucrurile se vor vedea pentru că până acum efectiv nu s-a făcut nimic. Îmi doresc să las ceva în urma mea, știți, să nu trec așa prin viață și să mă bucur doar eu de traiul liniștit pe care l-aveam ca avocat de business. Nu, vreau să las ceva în urmă, îmi doresc foarte tare lucrul acesta. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc!